Dintre elevii care au frecventat în anul școlar 2020-2021 clasa a 12-a la Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu din Balș, doar 10 s-au înscris la bacalaureat. Dintre aceștia s-au prezentat 6 și doar unul a reușit să promoveze. Așa a ajuns unitatea de învățământ pe lista neagră a liceelor care vor dispărea în următorii ani. Directorul Liceului Bălșan susține că promoția din acest an nu a fost una foarte bună, precizând că totuși promovabilitatea a fost una mai bună decât în alți ani, reușind la examen un elev. În sesiunea care abia s-a încheiat, am obținut 16,67% procent de promovabilitate. Spun asta pentru că rezultatele se exprimă în statistici de regulă. Nu este un rezultat prea bun. Au fost ani în care am avut și 0%. Depinde de generațiile care intră în liceu. De pildă, această generație de elevi care tocmai a absolvit a fost constituită din elevi care nu au susținut, majoritatea nu au susținut examenul de evaluare națională. Mediul familial din care au provenit liceenii care au finalizat anii de liceu a determinat conducerea unității să pună pe prim plan menținerea lor în sistemul de învățământ și pregătirea lor profesională. Promovarea bacalaureatului a devenit astfel un obiectiv aflat pe plan secund. Noi ne-am axat eforturile pe prevenirea abandonului școlar, în primul rând și pe pregătirea pentru calificarea profesională pe care au urmat-o pe parcursul liceului, respectiv cu aport stilist, domeniul estetică și îngrijirea corpului omenesc. Inspectoratul Școlar Județean Olt a stabilit, conform criteriilor primite de la minister, ca 6 unități de învățământ preuniversitar să nu mai primească locuri pentru clasa a 9-a de liceu. După sesiunea de contestație a examenului de bacalaureat, din păcate, în județul Olt avem 4 licee unde niciunul dintre candidați nu a obținut media 6. Aceste licee sunt Liceul Tehnologic Crâmpoia, Liceul Tehnologic Drăgănești-Olt, Liceul Tehnologic Ion Popescu-Cilieni, respectiv Liceul Tehnologic Constantin Filipescu din Caracal. De anul viitor, aceste 4 licee, alături de Liceul Tehnologic Tufeni, respectiv Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu Balș, unde doar un singur candidat a reușit să obțină media de promovare, vor avea în loc de clasă de liceu o clasă de profesională. Conform metodologiei, dacă într-un liceu nu sunt măcar 2 absolvenți care au luat examenul de bacalaureat, de anul următor acest liceu va primi clasă de profesională, nu clasă de liceu. Conducerea liceului din Balș, aflat în prag de transformare în școală profesională, speră să nu se ajungă la o astfel de finalitate. Aceasta îndeamnă responsabilii din educație să-și îndrepte atenția spre ce se întâmplă în învățământul gimnazial, de unde elevii provin fără a avea măcar cunoștințele de bază. Sperăm să se revizuiască măsura dură, zic eu, care nu cred că ar trebui luată cu unitatea noastră școlară. Vă spun că a trecut prin 2 războaie mondiale, a trecut prin foarte multe reforme ale învățământului. V-am spus că prin 2007-2008 am avut 0%, am reușit să ne redresăm. Avem absolvenți care ne fac cinste, de pildă chiar colegul meu, director adjunct, este doctor în litere, absolvent al acestui liceu. Am avut absolvenți care ne-au reprezentat cu cinste misiunea diplomatică la Viena. Ambasadorul României la Viena, nu-i dau numele, a fost absolventul nostru. Avem absolvenți medici, avem absolvenți profesori universitari. Asta este, se întâmplă să vină și generații mai puțin pregătite. Cauza esențială, cauza principală pentru rezultatele slabe care se înregistrează uneori, cred că ar trebui căutată în învățământul primar, respectiv gimnazial. Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu din Balș împlinește la începutul iernii 120 de ani de la înființare. Unitatea a fost înființată în 1901 prin ordin al ministrului Educației Spiru Haret.